Salut, prieteni! Se apropie data de 17.06.2019 și cei care ați văzut videourile mele anterioare de pe canalul meu de YouTube Dan Meșină, sunteți la curent că anume în această dată voi începe a posta exerciții sportive pe canalul meu. Sunt sigur că mulți dintre voi s-au întrebat de ce am nevoie pentru a începe sportul și pentru asta am selectat câteva lucruri care sunt foarte importante pentru a începe sportul. După părerea mea, cea mai importantă este sănătatea, că pentru că dacă nu ești sănătos, este foarte greu să te antrenezi. Sunt foarte puțini care au un caracter de fier, care de exemplu sunt invalizi și totuși mai fac sport, dar sunt foarte puțini. Așa că dacă ești sănătos, în primul rând eu sunt bucuros pentru tine și restul celelalte lucruri depinde doar de tine. Sănătatea este unicul lucru care nu depinde de tine și noi sunt sigur că toți care priveți acest video și chiar vreau ca toți să aveți o sănătate și niciodată să nu vă îmbolnăviți nimic. Dacă sunteți sănătoși, acum încep să vă spun celelalte lucruri care depinde doar de voi. Este vorba despre dorință. Nimic pe acest pământ nu se întâmplă fără dorință. Anume, tu trebuie să-ți dorești pentru a începe ceva. Așa este și în sport, așa este și o afacere, așa este în oricare alt domeniu. Așa că nu trebuie să-și dorească părinții tăi, nu trebuie să-și dorească frații, surorile, iubita, iubitul, să-ți spună că ești puțin grăsuț, puțin grăsuță pentru a începe sport. Tu trebuie să-ți dorești. Așa că, dacă ți dorești, să mergem mai departe. Ai nevoie de seriozitate. Dacă începem sportul, în sport este foarte important. Ți-ai pus un program care am să mă stărui să-l fixez pentru voi, am să vă învăț zilnic cum să vă antrenați cât mai corect, ca să progresați. De exemplu, dacă o săptămână o să facem 10 flutări sau 10 abdomen, o să muncim zilnic, o să muncim și o să creștem. Doar dacă o să fiți serioși. Altfel vei face 2-3 zile sportul, vei începe că mă dorm mușchi, gata, eu am renunțat. Așa, niciodată nu o să obții rezultate în sport, doar o să te chinui. Mai avem nevoie de motivație. Motivația este ceva ca și dorința, doar că ce înseamnă motivație mai corect? Când cineva pe tine te motivează, cu toate că n-ar fi foarte corect noi să tindem să fim ca cineva, dar asta înseamnă motivație. Când tu te uiți, de exemplu, eu am să mă stărui să vă motivez pe voi. Pe mine mă motivează altcineva, dar niciodată în viață nu tinde să fii ca cineva. Scopul meu este să nu te fac să ajungi ca Cristiano Ronaldo sau ca un alt sportiv mare. Scopul meu este să te fac, să te ajut, să te depășești singur pe tine. De exemplu, dacă, la fel ne reamintim ce am vorbit puțin mai înainte, să crești nivelul tău. Dacă alergi 5 minute săptămânal, să alergi 5-5-5, să ajungi la acel nivel că peste o săptămână, două, să poți alerga 6, 7, 8 și doar așa o să te depășești pe tine și o să ajungi la acele rezultate foarte mari. Avem nevoie de un caiet, iar acesta este caietul de care noi avem. Pentru ce ne trebuie acest caiet și ce vom scrie în el? Am să fac un video anume pentru acest caiet. În acest caiet am să vă învăț cum să vă faceți programul să scrieți în el. Voi face un video foarte, foarte, am să mă stărui să fie lămurit, am să vă arăt chiar ce-i scris în caietul meu și așa o să vă faceți un program în caiet. Așa că gătiți acest caiet, stăruiți-vă să fie cât mai mare și cât mai gros, pentru că o să aveți foarte mult de scris în el, pentru că, așa am înțeles corect, voi doriți să obțineți o transformare, voi doriți să vă antrenați din greu împreună cu mine, așa că caietul gros, multe stelouri și ne pornim la treabă. Alimentația este foarte corectă, este foarte importantă, trebuie să aveți o alimentație corectă. Am să anexez aici un video pentru că am făcut un video, cineva din voi poate l-au văzut, ce produse trebuie să excludeți de regimul vostru alimentar pentru a avea un abdomen perfect, un mod de viață sănătos. Așa că linkul îl găsiți în descrierea acestui video cu produsele care trebuie excluse din viața voastră. La fel, cei care încă nu s-au abonat la canalul meu, apăsați acum. Pentru a vă abona, apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Nu uitați să comentați toate videourile mele cu părerea voastră, pentru că încă nu sunt acele video interesante pe care voi le așteptați din lipsă de nu am condiții la moment, dintr-un anumit motiv, care am să vă spun în curând de ce toate acestea s-au întâmplat,
Da, fiți cu ochii pe canalul meu, pentru că eu am promis că canalul acesta va fi un canal de top din întreaga lume. Așa că a rămas puțin, puțin, puțin și începem să extindem acest canal. Și sunt sigur că o să vă placă foarte mult. Eu vă mulțumesc că ați avut curajul, ați avut răbdare și ați privit acest video. Ne vedem în video următor cu o istorie din viața mea. Și anume, istoria va fi și a fost o întâmplare din viața mea care s-a întâmplat la una din competiții la 13 ani, în anul 2003, în Ucraina. Și anume acolo am învățat un lucru care mi-a rămas în cap și îmi este de ajutor pe tot restul vieții. Care anume este tema și ce mi-a rămas, vă spun în video următor. Aveți grijă de voi și nu uitați să porniți clopoțelul, pentru că asta este foarte important pentru mine și la fel pentru voi. Veți fi la curent cu toate noutățile, pentru că vor fi foarte, foarte multe în curând. Baftă!